Direcția de asistență socială Zalău distribuie începând de azi, 9 septembrie 2020, măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate din Zalău, conform Ordonanței de Urgență numărul 78 per 2020. La nivelul reședinței de județ sunt peste 3.000 de beneficiari din patru categorii sociale, fiecare dintre aceștia urmând să primească 50 de măști. În lista beneficiarilor au fost incluse persoanele din familiile care au dreptul la ajutor social, respectiv la alocația pentru susținerea familiei, care își vor ridica moștile de la punctul termic numărul 38 din cartierul Brădet, strada Avramiancu, au dreptul la măști gratuite și pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi în luna august nu au depășit 704 lei. Aceștia urmând să preia produsele de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, tinerețe fără bătrânețe, strada Ioan Slavici numărul 8. Pentru persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestații sociale, măștile se preiau de la Centrul Social de Urgență ale a toamnei numărul 9. Distribuirea se face pe baza actelor de identitate în original, iar la ridicarea pachetului este obligatorie purtarea măștii la nivelul municipiului Zalău vor fi distribuite peste 150.000 de măști pentru 3007 beneficiari.